Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România Te Iubesc! Mergem astăzi în Delta Dunării, pe urmele unei afaceri de 10 de milioane de euro. O lege modificată pe ascuns în această primăvară în Parlament a transformat Delta Dunării în pășune. Anul acesta, în numele localnicilor din Delta, întreaga forță legislativă și administrativă a statului român s-a pus în mișcare pentru ca în final principalii beneficiari să fie două firme. Totul s-a întâmplat după ce în firme au apărut fiul unui politician important și un fost consilier al acestuia, ale cărui afaceri din trecut sunt anchetate de DNA. Miza e uriașă, viteza în Parlament surprinzătoare, iar rezultatul contrariază inclusiv specialiști. Delta Dunării este, fără exagerare, un paradis al României, un colț de țară aflat sub înalta protecție a UNESCO, unde natura sălbatică se luptă de zeci de ani pentru supraviețuire cu diverse grupuri de interese. De-a lungul timpului, zeci de mii de hectare din Delta au fost secate pentru agricultură și au ajuns în posesia unor oameni influenți. Plajele au ajuns în vizorul dezvoltatorilor imobiliari. Peștele aproape că a dispărut din cauza braconierilor protejați și ei la nivel înalt. Rând pe rând, resursele de care ar fi trebuit să beneficieze toți oamenii din Delta au fost capturate de grupuri restrânse și bine conectate politic. Tot în Delta găsim și cea mai mare suprafață compactă cu stuf din Europa. Era ultima resursă a Deltei rămasă neacaparată până anul acesta, când... Paradisul din Delta s-a transformat într-un câmp de luptă între politicieni puternici, oameni de afaceri influenți și instituțiile statului. Bătălia se duce pe terenuri și cine le controlează, miza ajunge la sute de milioane de euro, afaceri cu ramificații în birourile din ministere și parlament. O lege modificată pe ascuns anul acesta în Parlament a transformat Delta Dunării în pajiște. A doua zi, cineva a mers la cadastru și a schimbat în acte terenurile Deltei din ape în pășuni. Iar prin ordin de ministru al agriculturii, stuful a fost transformat din pix în furaj. În spatele modificărilor bizare se află o miză de zeci de milioane de euro. Au fost modificări făcute cu dedicație pentru colegi de partid? Niciodată pentru dedicație. Este hrană pentru animale și avem că nevoie de hrană pentru firme animale. Care beneficiază, care au aceiași acționari. Povestea asta este despre cum au fost modificate legi, hotărâri de guvern și ordine de ministru într-un interval de mai puțin de 6 luni, fără ca cineva să-și dea seama care este miza finală. Anul acesta, în numele localnicilor din Delta, întreaga forță legislativă și administrativă a statului român s-a pus în mișcare pentru ca în final să beneficieze de pe urma tuturor modificărilor doar două firme, în care au intrat anul trecut Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu, numărul 2 din PSD, și soția unui fost consilier de la Ministerul Dezvoltării de pe vremea când era condus de Paul Stănescu, fost consilier ale cărui afaceri din trecut sunt anchetate de DNA. De la ProTV, de la România Te Iubesc. Cum ați ajuns să aveți business cu stuf în Delta? Din primăvară, recoltarea stufului, o activitate veche de zeci de ani în Delta, a fost trecută pe ascuns în categoria activităților agricole și a devenit peste noapte eligibilă pentru subvenții europene date în agricultură pentru pajiști, nu pentru mediu sau Delta. Foștii guvernatori nu prea mai înțeleg nimic. Nu știu, nu-mi dau seama cum ar putea fi dată subvenția pentru așa ceva, pentru pășunat, pentru recoltat, pentru ce pe o suprafață deja existentă pe care în mod normal ar trebui doar să o conservi. Dacă acum este preluat și stuful, practic rezervația mai rămâne numai pe hârtie. Câteva grinduri și zone strict protejate. Și eu am un feeling că după toată treaba asta se va deschide și vânătoare. Cele două firme care controlează aproape tot stuful din Delta apar peste noapte în agricultura românească și intră direct în topul celor mai mari latifundiari ai țării. Suntem în inima Deltei, în satul Gorgova. În spatele meu începe zona stuficolă, Gorgova-Uzlina. Stuf, cât vezi cu ochii, pe mii și mii de hectare. 8 din cele 12 zone stuficole din Delta, inclusiv aceasta, sunt controlate în acest moment de familia Stănescu și de partenerii săi de afaceri. În această primăvară au solicitat subvenții europene pentru 36.000 de hectare în Delta și ar urma să primească anual 4,5 milioane de euro aproape. Stuful a fost concesionat de la statul român pe o redevență de 17 ori mai mică, deoarece la momentul semnării contractelor, în 2020, nimeni nu se gândea că recoltarea stufului ar avea cum să devină vreodată o activitate agricolă, în urma căreia să și primești bani europeni.
în 25 de ani, pe cât a fost încheiat contractul, numai din subvenții. Miza afacerii depășește 100 de milioane de euro. 4 aprilie 2023, mai sunt câteva săptămâni și expiră termenul până la care fermierii pot depune cereri ca să primească subvenții. Iar în România nu există nicio lege care să permită plata subvențiilor europene pentru stuful care crește natural în Delta. Haideți să începem, bună ziua! Intră în scenă Florin Barbu, deputat PSD de Olt, un politician apropiat de Paul Stănescu, în jurul căruia amendamentele par să apară din neant. Păi amendamentul a fost făcut de mine, ce vrei să vă spun? Acum a fost făcut. Nu v-am văzut să tastați la cabinetul. Cum? Nu v-am văzut să tastați la cabinetul. Păi eu tastez cu capul. E diferență mare. Eu nu tastez cu mâna, tastez cu capul. Bun, mulțumim frumos și dacă nu ne mai întâlnim, un Paște fericit și tot ce vă doriți. Sănătate multă! În aceeași ședință din aprilie 2023, în care a tastat cu capul, nu cu mâna, Florin Barbu introduce brusc pe ordinea de zi și un proiect de lege respins de Senat în 2021 și care de mai bine de 2 ani stătea uitat prin sertarele comisiei pe care deputatul o conducea. PLX 183/2021, inițiat de deputatul PSD de Vâlcea Eugen Neață, își propunea să aducă modificări la ordonanța care dă definiția legală a pajiștilor în România și stabilește cum pot fi ele utilizate. Acesta își dorea să poată ridica parcuri industriale și ferme peisagistice pe pajiști. Doar că în comisia condusă de Barbu, proiectul apare 2 ani mai târziu, cu tot conținutul, în afară de titlu, șters. Dispar parcurile industriale și fermele și apar 2 noi amendamente despre paludicultură, un cuvânt care nici măcar nu există în DEX și care se referă la activitatea de recoltare a stufului din Mlaștin și Turbării, adică din Delta. Practic, Delta este transformată într-o pajiște. Bun, Ministerul Agriculturii ne explică și noi aici. Reprezentantul ministerului este și el ușor confuz. Știe că ministerul său nu era de acord cu parcurile industriale pe pajiști, însă articolele au dispărut miraculos din proiect, așa că își dă ok-ul. Punctul de vedere formulat de minister în trecut era bazat pe niște amendamente care am văzut că au dispărut. În forma actuală suntem de acord și susținem. Dacă mai sunt observații, dacă nu sunt supuși spre aprobare, cine este pentru? În mod normal, amendamentele pot să apară sau să dispară dintr-un proiect de lege doar la propunerea unor parlamentari, iar numele acestora trebuie trecute în dreptul oricărei modificări. Pe fișa din comisie nu apare niciun nume. Un parlamentar e și el mirat cum s-a produs minunea. Rugămintea pe viitor la stafful tehnic, când apar amendamente, să ni le trimite și nouă, măcar pe WhatsApp. Nu, amendamentul astăzi mi-a venit cu... Deputatul PNL Emil Dumitru este cel care întreba uimit la sfârșitul ședinței din aprilie de unde au apărut totuși amendamentele. N-a primit un răspuns nici până în ziua de azi. Eu mai mult nu știu să... Ce v-au răspuns? Păi, din câte am înțeles, ei au spus că sunt niște amendamente venite. Tot asta a fost tot. Venite de unde? Nu știu să vă spun mai multe. Nu-i ciudat așa? Mă rog, aici staful comisiei vă poate da mai multe detalii. Mergem și la Adrian Chesnoiu, alt apropiat al lui Paul Stănescu. El conduce în prezent Comisia de Agricultură și a fost prezent și el la dezbaterile din aprilie. Poate fi o resursă economică pentru locuitorii acelei zone. Cultivarea și recoltarea... Are scopul e ca să beneficieze localnicii. Localnicii, pentru că sunt anumite zone cărora poți să le dai potențial economic tocmai prin recoltarea și cultivarea stufului. Ciudat e că beneficiari sunt în realitate doar 2-3 firme care au acționari politicieni. Asta n-aș putea să intru în dialogul acesta cu dumneavoastră, pentru că nici nu cunosc detaliile despre care discutați. La doar câteva zile după ce a trecut de Comisia de Agricultură, proiectul ajunge în Comisia de Mediu, unde secretarul de stat de la Mediu știe că a fost chemat să discute despre parcuri industriale și începe să ceară modificări. Pentru articolul 5 alineatul 4 secund propunem completarea acestuia. Președintele Comisiei de Mediu, liberalul George Stângă, îl întrerupe din mers. Aceea era forma veche a actului normativ. Toate prevederile la care dumneavoastră ați făcut referire au fost eliminate. Rugămintea mea ar fi să vă uitați cu atenție pe cele două și să ne spuneți care este poziția ministerului. Mergem pe linia de a susține inițiativa legislativă. Și în această comisie, în mai puțin de 3 minute, toată lumea votează fără să se întrebe vreo secundă cum au ajuns să ridice mâna pentru paludicultură, deși au fost chemați să voteze despre parcuri industriale. Într-un parlament în care legi mult mai importante așteaptă cu ani să fie dezbătute,
Paludicultura a devenit lege în mai puțin de 9 zile. A apărut din neant și în acest interval a trecut de Comisia de Mediu, Comisia de Agricultură și de votul plenului Camerei Deputaților. Și mai uluitor este că legea a trecut prin două comisii și plenul Camerei Deputaților fără ca cineva să rostească măcar o dată în timpul dezbaterilor cuvintele paludicultură, stuf, deltă sau mlaștini, care definesc esența modificărilor. Punctul de vedere al guvernului ajunge la 11 zile după votul final. Legea fusese deja trimisă între timp președintelui pentru semnare. Palatul Victoria dă în scris că nu este de acord. Și la ei a ajuns că legea este despre parcuri industriale, semn că modificările cu paludicultura n-au mai fost anunțate la Palatul Victoria. Mergem la deputatul PSD, Eugen Neață, să-l întrebăm ce s-a întâmplat cu propriul lui proiect de lege și cum a fost deturnat de la parcuri industriale la paludicultură. Asta e forma din Senat care e a dumneavoastră și asta este forma de la deputați care are legătură doar cu două articole care nu au treabă cu ce propunea dumneavoastră. E posibil, nu știu, nu le-am văzut, trebuie să le... Deci nu, asta vă întreb, nu știu, nu, dumneavoastră, nu de la dumneavoastră. O să verific, nu de la dumneavoastră. Ne întoarcem câteva zile mai târziu, curioși la ce concluzii a ajuns. Pe proiectul ăla v-ați rămurit? Ce s-a întâmplat că e proiect? Nu vă pasă puțin ce se întâmplă cu propunerile dumneavoastră legislative? Domnul deputat, chiar așa nu vă pasă ce se întâmplă cu un proiect de lege pe care dumneavoastră l-ați propus? La câteva luni după momentul din Parlament, Florin Barbu este promovat cu susținerea lui Paul Stănescu în funcția de ministru al agriculturii în guvernul Ciolacu. Mergem și la el. Domnul ministru Paul Angelescu de la ProTV România, te iubesc. Am și o întrebare pentru dumneavoastră. În primăvară ați șters în Comisia de Agricultură un proiect de lege complet de conținut și ați adăugat amendamente despre paludicultură, care nu aveau nicio legătură. Ce vă referiți? Prezidați Comisia de Agricultură. Nu, a fost o directivă a Uniunii Europene. Nu are legătură. Un regulament al Uniunii Europene. O sursă din conducerea Ministerului Agriculturii ne recunoaște sub protecția anonimatului că modificările legislative au fost servite, dar se teme să spună de cine. Este un atingere care de la ministru a venit când a fost investit, pregătită servită în JPNAC. Servită din ce direcție, dacă îmi permite să vă întreb? N-am reușit să obținem mai multe informații, așa că ne mai încercăm norocul odată cu Paul Stănescu. Domnule Stănescu, numai puțin, puteți vorbi și cu noi două minute? Dar unde să facem? Și unde propuneți? Am mai zis cineva asta. Promisiunile electorale n-au fost îndeplinite. Așa se fac interviurile? Vii cu mine în baie? Dar nu e chiar o replică ok. După pauză vă arătăm cine se află în spatele singurelor două firme care au cerut subvenții pentru paludicultură, adică agricultură și silvicultură desfășurate pe suprafețe umede, în turbării, în delta Dunării. Mergem pe firul banilor și al acționarilor. Un român născut la Cluj și plecat la sfârșitul anilor 80 la studii în Germania, fiul lui Paul Stănescu și doi preoți, ajung împreună în două firme care controlează aproape tot stuful din Delta. Firmele au cerut deja de la APIA subvenții. Este vorba despre zone de 36.000 de hectare, potrivit șefului APIA Tulcea, o suprafață uriașă la care majoritatea agricultorilor nici nu îndrăznesc să viseze. S-au făcut și primele calcule cu câți bani ar putea primi. Mai toți politicienii invocă alinierea la legislația europeană pentru a justifica modul bizar prin care paludicultura a fost introdusă în legislația românească și asimilată pajiștilor. Amendamentele sunt depuse pe parte de regulamente europene, nu? Este de fapt o corelare cu regulamentul european. A fost o justificare pentru că este o adaptare la regulamentul european. Sigur că la nivel european este o prevedere legală. Într-adevăr, regulamentul european care stabilește politica agricolă comună pentru următorii 4 ani conține 4 mențiuni despre paludicultură. La nivel european, comunitatea științifică a ajuns la concluzia că mlaștinile, turbăriile și plantele care cresc în astfel de soluri inundate natural stochează foarte bine carbon în pământ și ajută la combaterea schimbărilor climatice, spre deosebire de agricultura intensivă care eliberează dioxid de carbon în atmosferă și contribuie la schimbările climatice. Care e rolul stufului în stocarea de carbon? Este echivalent cu
o plantație de pădure, cu o pădure, tocmai pentru faptul că nu este recoltată anual. Deci asta se întâmplă, ca și la pădure și în cazul stufărișurilor, nu faci recoltarea anuală. Și atunci carbonul ăla normal că rămâne sechestrat în stuf. În toată Europa, inclusiv în România, milioane de hectare de zone umede au fost secate în trecut pentru a face loc agriculturii intensive. Suntem la amenajarea piscicolă Rușca din Delta Dunării. Este această suprafață de 2600 de hectare, asta e harta oficială a rezervației, colorată cu albastru, pentru că aici ar trebui să fie iazuri și pește. În realitate avem floarea soarelui. Toate cele 2600 de hectare au fost secate cu ani buni în urmă și transformate în teren agricol. Un dezastru pentru Delta din punct de vedere al biodiversității, o afacere foarte bănoasă pentru cei care au reușit să concesioneze astfel de terenuri. În general, de-a lungul timpului, zonele umede, unde erau și stufărișurile și alte categorii de zone, au fost desecate pentru marea agricultură, pentru agricultura intensivă și pentru culturi agricole intensive, iar acum se dorește o revenire prin reintroducerea acelor zone umede în sistemul agricol, dar utilizarea lor ca zone umede, în primul rând pentru sechestrarea de carbon. Doar că în România, în loc să rezolve mai întâi problema a terenurilor secate, prioritatea autorităților a fost să transforme din pix alte zeci de mii de hectare din Delta în pajiște și au direcționat banii acolo. Are sens felul în care s-a corelat prin modificarea din cupajii și paludicultură cu regulamentul european? Din punctul meu de vedere, nu, pentru că managementul unor pajii și subvențiile pe pajii se referă la cu totul altceva decât ce înseamnă paludicultură. Legislația de la Bruxelles a fost însă formulată suficient de vag încât să permită și interpretări mioritice. În Delta, recoltarea stufului se face de zeci de ani. E o tradiție. Ajută inclusiv la regenerarea naturii când se taie în zone restrânse. Pentru a nu deranja natura, stuful se taie doar iarna, în frig și umezeală, o muncă grea care necesită mult efort fizic. Anul acesta, guvernul Ciolacu a ridicat paludicultura la rang de program de guvernare, cu promisiunea că banii se vor duce la oamenii locului. Stuful și terenurile din Delta sunt proprietatea publică a statului român și țin de Ministerul Mediului. Mergem și la ministrul Mircea Fechet. Cum vă asigurați de la minister că populația locală va beneficia de acea sursă de venit și nu cineva din afară? Populația locală din Delta ar trebui să fie beneficiarul în procent de 100% a tot ceea ce exploatează, ce se exploatează din Delta. Dacă există această nouă oportunitate, să zicem că e corectă, e oportunitate, să fi văzut pe site-ul RBDD-ului, pe site-ul Ministerul Mediului, pe site-ul CJ-ului sau al primărilor. Dragi cetățeni, vă anunțăm că există o super oportunitate de anul acesta. Transparența e importantă, sunt de acord cu dumneavoastră. Transparența a fost atât de mare încât din toată Delta doar cele două firme au știut să aplice pentru banii europeni. Plățile încă nu au fost făcute, se așteaptă semnăturile de la București. S-au calculat însă banii, o confirmă șeful APIA Tulcea. 96,45 de euro este cuantumul pe hectar pentru plată SAPS. Mai adăugăm încă 25 de euro plată pentru zona defavorizată. Noi avem 36.000 de hectare declarate la nivelul a două societăți. Nu credeam că sunt cetățeni de prin Delta sau chestii. Nu, care au concesionate suprafețe importante. Singurii doi beneficiari care au aplicat pentru subvenții pentru toată povestea asta sunt două firme care au aceiași acționari și în spatele cărora se află familia Stănescu de la Olt și foști consilieri ai domnului Paul Stănescu de la Minister. Cum vi se pare lucrul ăsta și cum se potrivește cu ideea că ar trebui să beneficieze oamenii din Delta de această resursă? Pe mine mă interesează foarte puțin atunci când verificăm anumite contracte cine sunt proprietarii acelor afaceri. Firmele din afacerea stufului apar în 2020, același an în care obțin și concesiunile de la administrația Deltei. Iulius Octavian Popa deschide BioDelta Resurse, iar Nicu Anagnoste înființează Ecologic Danube. La prima vedere, firmele nu au legătura una cu alta, doar că ambele au ajuns cu sediile la aceeași adresă cu geamuri fumurii de la parterul unui bloc din Tulcea. Vecinii vin cu o informație interesantă pe care nu știam. Ăsta cu stufa? Da. Cu DNA-ul? Dar ce-i cu DNA-ul?
Păi nu știu, știu că parcă da, veniseră mascați jandarmii. Și acum câți ani a fost asta? Anul ăsta, mă. Anul ăsta? Anul ăsta, da. La adresa asta? Da, mă, dar când? Acolo unde-s geamurile fumurii. Da, mă, aici, asta pe colț, nu? Da. Asta, da. Octavian Iulius Popa s-a născut la Cluj, iar la sfârșitul anilor 80, în plină dictatură comunistă, a fost unul dintre puținii norocoși care reușește să plece din țară pentru diversificarea studiilor. Mi-am diversificat studiile economice pe care le aveam înainte, în România, le-am acreditat, ca să spun așa, în Germania. După Revoluție, norocul este din nou de partea lui. În timpul unei excursii în Delta, îl cunoaște pe fostul șef al întreprinderii comuniste care recolta stuf, iar acesta îl ajută să cumpere activele la marea privatizare. Și am încercat și reușit cu sprijinul dânsului. I-am cerut și noi un interviu, dar ne-a refuzat. Bună ziua! Domnul Popa, Paul Angelescu sunt de la ProTV, de la România, te iubesc. Aș fi vrut să vorbesc și eu cu dumneavoastră, cum ați ajuns? Nu, ba da, sunteți că v-am văzut. Revenind în vremurile noastre, în aceea zi din martie 2022, atât Popa cât și Anagnoste decid să cedeze jumătate din afacerile lor către Byzantine Art Project, firma lui Nelu Ionuț Lipan, un preot din comuna tulceană Cuciurova. Câteva luni mai târziu, în ambele firme, din nou în aceeași zi, apare și Ștefan Alexandru Stănescu, fiul lui Paul Stănescu. Administratorii ambelor firme susțin că aportul lui în afaceri este un soft care monitorizează utilajele pe teren. Ambii administratori spun că nu au cunoștință de eventuale implicări sau demersuri făcute de ceilalți asociați în mediul politic. Este o implicație tehnică a dânsului, nu implicație politică, pentru că am înțeles că tatăl acestui domn este politician. Da. Nu știu și nu, noi ne ocupăm cu palul din cultura. Eu am făcut un startup, cel mai bun startup din România în 2017, pe partea de agricultură. Am stat peste 120 de ferme în țară. Am fost la peste 10 târguri în toată lumea asta, mai puțin în America de Sud și Australia. Adică pierdem timpul. Potrivit propriei pagini de internet, un abonament pe un an la aplicația dezvoltată de Ștefan Stănescu costă doar $1,000. Mergem mai departe pe firul acționarilor. În noiembrie 2022, părintele Lipan iese cu totul din cele două afaceri. În locul lui apare firma Restart Premium, înregistrată la o adresă de la marginea orașului Babadag. Bună ziua! E cineva? Firma este trecută pe numele Marinelei Iscru, soția preotului Mădălin Iscru, fostul consilier al lui Paul Stănescu. Sunăm la numărul de la Registrul Comerțului, unde ne răspunde un fost acționar, care a vândut de mult firma. Păi și-a rămas înregistrată cu sediul la dumneavoastră acasă? Eu nu am adresa acolo pe buletin. Firma asta totdeauna a avut adresa acolo și când era la alți acționari, bănuiesc că și la dumneavoastră. Da. Păi și a cui e adresa aia? Că bănuiesc că știți la adresa cui aveați firma când o dețineați dumneavoastră, nu? Da, este a unei mătuși de la mele. Preoții Lipan și Iscru au făcut recent obiectul unei alte investigații jurnalistice. Recorder a arătat cum aceștia câștigă prin firmele soțiilor în condiții îndoielnice contracte din bani publici cu primării din județ și fac lucrări supraevaluate și de slabă calitate. Cum ați ajuns să lucrați cu Paul Stănescu? Cu fiul domnului Paul Stănescu? Pot să lucrez eu cu... Păi sunteți cine în aceeași este? Firmă? Cine cu... e? De la noi de aici? Sau de unde e? Ce legătură aveți cu domnul Paul Stănescu, secretar al PSD? La câteva săptămâni după intrarea lui Ștefan Stănescu în firme, APIA cere de la RBDD informații despre terenurile cu stuf, categoria, suprafața și coordonatele lor. Documentul este semnat de Adrian Pintea, fostul șef al APIA, promovat recent secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Pintea este susținut de șeful PSD Teleorman Adrian Gâdea. Gâdea este cel care în 2018, pe mandatul lui Paul Stănescu, l-a adus la Ministerul Dezvoltării pe preotul Iscru. Nu știu că Delta e mare. Eu am cumpărat acțiuni în două societăți comerciale care se ocupă cu agricultura, că și activitatea stuficului e tot o activitate de agricultură până la urmă. Eu, la rândul meu, mă ocup cu agricultura din 2008 până în prezent. Nu cred că deranjează cu ceva că mai și muncem în țara asta. Nu cred că e nicio problemă. Cum ați ajuns să vă cunoașteți cu domnul Ionuț Lipan și cu domnul Mădălin Iscru? Asta e domeniul de activitate, agricultura, da? Eu vă mulțumesc foarte mult că ne faceți publicitate. O zi frumoasă! În fine, anul acesta, Ionuț Anagnoste iese din Ecologic Danube și lasă locul Adelei Baractian, o parteneră de afaceri a lui Octavian Popa. Îl sunăm pe domnul Anagnoste să-l întrebăm de ce a ieșit aproape de tot din afacere, tocmai când urmau să vină milioanele. Am văzut că mai aveți vreo 1% sau o chestie de genul. 0,65, n-am nicio.
o să cesemeșe astea, că nu. Cu domnul Stănescu, cum ați ajuns să cedați acțiuni și domnului Lipan și doamnei Barac? Bine, nu am ce să mai declar. Am înțeles. Da, bine, pa. La doar două zile după ce paludicultura a devenit lege, cineva a început să modifice 10 de documente cu terenurile Deltei la cadastru, iar apa s-a transformat ca prin minune în pășune. Revenim! Miza milioanelor de euro din subvenții europene poate produce adevărate minuni în România. A doua zi după publicarea legii paludiculturii, peste 10.000 de hectare din Delta s-au transformat subit la cadastru din apă în pășune. În contractele pentru concesionarea stufului au fost constatate erori materiale în favoarea firmelor care le-au semnat. Iar la Ministerul Agriculturii, stuful a fost declarat furaj prin ordin de ministru, deși specialiștii spun că animalele nu-l mănâncă. Delta Dunării este în patrimoniul mondial UNESCO, cel mai înalt grad de protecție oferit unei rezervații naturale. Guvernul a dat-o în grijă administrației rezervației Deltei Dunării, ARBDD. Instituția este condusă de un guvernator numit politic, Gabriel Marinov. Toată povestea asta legislativă prin Parlament, cum au... Dacă nu eram întrebați la momentul... Nu va băga nimeni în seamă? Nu. Noi ne-am trezit cu actul normativ. Ne-am trezit. Am luat act de el, odată ce a fost... Că e o întreagă harababură felul în care au făcut-o. Nu am fost. Nu am fost. Subvențiile europene sunt aprobate și plătite de Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, APIA, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Parlamentul a asimilat paludicultura pajiștilor, așa că legal APIA nu poate subvenționa stuful decât dacă terenurile pe care acesta crește se află la cadastru în categoria pășunilor. Doar că Delta, prin definiție, înseamnă apă, iar terenurile ARBDD apar în cărțile funciare ca ape curgătoare sau stătătoare, cum este și normal. Scoatem la întâmplare mai multe cărți funciare din amenajarea stuficolă Holbina Dranov, una din cele 8 zone concesionate de tripleta Popa Stănescu Iscru. Cele două terenuri au împreună peste 8 milioane de metri pătrați. La doar 4 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, la cadastru se întâmplă o minune. Categoria terenurilor este schimbată din ape stătătoare în pășune. Totul se întâmplă la cererea ARBDD. N-a schimbat categoria de... Ba da, exact asta scrie. Se schimbă, uitați, pe 15, astea sunt de acolo. De ce au fost transformate din apă în pășune? 8 milioane de... Din apă? Nu, din ape bălți. De ce a fost la două zile după ce a trecut legea asta cu pași? La două zile. Vă dați seama că toate actele acestea normative au fost în dezbatere multă vreme. Mă rog. Nu sunt... Dar care e motivul pentru care sunt, din ape stătătoare au fost transformate în pășuni? Și numai aici au fost transformate? Mai multe locuri, v-am dat două exemple. Haideți să vedem, haideți să întrebăm serviciul de specialitate. Care e scopul de a transforma din baltă în pășune? Sunt acte care îmi vin la semnat în fiecare zi. Haideți să vedem. Ne lămurim, nu e nicio problemă. Și câte suprafețe de genul ăsta în Delta au fost transformate în pășune anul ăsta? Iarăși nu vă pot răspunde la această întrebare decât dacă... verificăm în... Hai să chemăm pe colegi să le înlămurim. La nici 24 de ore de la publicarea legii în Monitorul Oficial, în ARBDD era deja pregătit un referat prin care se cerea schimbarea categoriei de folosință a terenurilor. A fost semnat de guvernator și 3 șefi de departamente. Am identificat 10 de cărți funciare și peste 11.000 de hectare unde s-au făcut astfel de modificări, numai în zonele stuficole concesionate de cele două firme, nu și în celelalte. Concesionarii au solicitat? Da, a fost la solicitarea dânșilor. Adică la două zile de la promulgarea legii au venit deja cu solicitări? Da. Treceți-mi cărțile funciare X, Y și Z? Este o formă de pășune, dar cu cadrul general, da, care cuprinde inclusiv paludicultura. Pentru paludicultură, niciun... Da, deci pășune. Nu pentru pășune, pentru paludicultură. Dar nu este în afara legii. Nu, la simpla solicitare unui concesionar se schimbă categoria terenului pe... Nu se face altceva decât exploatare stuficulă. Da? Pentru că era legal și posibil. Uh-huh. Da? Ape bălți cu... Și le-ați modificat în toate zonele stuficole? Că așa ar avea sens. Dacă era legal și posibil pentru ajutor, dar înțeleg că n-ați făcut-o în toate zonele stuficole. Haideți să vă spun. Dați-vă seama că noi nu vorbim de pe poziții de forță cu nimeni. Căutăm soluții pentru toate problemele. Și am spus, ce ține de mine, eu pot să fac. Uh-huh. Ce ține
de alte aspecte prevăzute de lege care nu mă implică pe mine și sunt în baza legii, cum este și această modificare, da, dar mai departe nu am cum să vă ajut. E normal acest lucru, să transformăm ceea ce este baltă, apă, mlaștină în pășune? Depinde. Nu știu dacă pot oferi un răspuns exact la această întrebare. Dacă ne uităm la evoluția deltei din ultimii 10 ani, putem constata că au fost ani când a fost acoperită aproape în totalitate cu apă, la fel cum în anii secetoși observăm mai mult teren uscat. La câteva zile după apariția legii în Monitor Oficial, la 2-3 zile, au solicitat instant să se transforme zeci de mii de hectare de bălți, mlaștini, ape stătătoare, așa cum apăreau ele în cartea funciară, în pășuni. Am să vă rog să mă lăsați să verific acest lucru. Fiind o informație pe care o aflu în premieră de la dumneavoastră, am să vă rog să-mi dați voie să verific dacă acest lucru s-a făcut cu respectarea legii. Deși nu l-am pus într-o situație confortabilă, guvernatorul Marinov a avut răbdare să stea cu noi câteva ore pentru a răspunde la toate întrebările, iar apoi ne-a pus la dispoziție toate documentele solicitate. Am constatat o eroare materială, ce presupune omiterea menționării unor cuvinte. Ei au încercat să facă altceva, nu categoria de folosință încurca pe ei. Pe ei pe cine? Pe concesionari, okay. Pe toți concesionarii. Ci tipul de obiect al contractului. Ei, în obiectul contractului, concesionaseră o cantitate de masă vegetală, da, de stuf. Și nu un număr de hectare. Pe la sfârșitul lui iunie, după ce au depus deja solicitările la API, cele două firme și-au dat seama că au omis un aspect cheie. În 2020, când au semnat contractele cu RBDD, ele au concesionat dreptul de recoltare al plantelor, nu și terenurile pe care acestea cresc. În timp ce API nu poate aproba plăți decât cu dovada faptului că solicitanții dețin sau au concesionate suprafețele de teren pe care își desfășoară activitatea. Așa că în aceea zi din iulie, atât Iulius Octavian Popa, cât și Nicu Anagnostic fac două solicitări identice către RBDD. Sunt similare până și greșelile de punctuație. Ambele firme spun că au constatat o eroare materială, care presupune omiterea unor cuvinte. Cer ca obiectul contractului să fie modificat din concesionarea activității de valorificare a resurselor stuficole în concesionarea suprafețelor pe care crește stuful. Cum ați venit cu ideea să cereți schimbarea contractului pentru o eroare materială? Să fie... Deci eu nu mai am ce treabă. Că dumneavoastră a semnat acea solicitare la RBDD. Nu am ce să declar. Asta a fost, da? Ei au invocat. Toate că au semnat pe acele contracte. Aia nu-i deloc eroare materială. Nu este nicio eroare. Acolo s-a semnat pe exact resursă stuficul, concesionare resursă stuficul. A greșit cineva o literă. Nu, nu este nicio greșeală. Guvernatorul Marinov nu semnează, trimite solicitarea însă mai departe la Ministerul Mediului pentru decizia finală. Ministerul își dă însă seama de schemă și respinge. Cele două firme care au solicitat acest lucru spuneau că, vezi doamne, eroarea era că nu trebuia concesionat recoltarea stufului, ci concesionat terenul. Asta nu prea pare o eroare materială, ci o schimbare cu totul a contractului. Nici mie nu mi se pare o eroare materială. Câteva zile mai târziu, guvernatorul iese în presă și pare să transmită un mesaj. Cine vrea subvenții să se ducă la Ministerul Agriculturii, nu la noi. Eu am fost întrebat când au dat această lege cu privire la stuful din Delta Dunării. Și nu mai. Nu. Păi, de asta spun. Că le-aș fi spus, domne, nu treceți acolo pășuni de nu știu care, sau că nu avem pășuni. Câteva zile mai târziu, din Ministerul Agriculturii apare direct în Monitorul Oficial, fără consultare publică și fără niciun fel de anunț, un ordin de ministru. Se modifică din mers două articole care reglementează felul în care APIA poate da subvenții. Brusc, în cel care stabilește documentele pe care fermierii le pot depune la APIA pentru a atesta că terenurile se află la dispoziția lor, se adaugă pe lângă contractele cu ADS, primării și consilii județene, expresia și alte entități de drept public.
cum ar fi ARBDD. În același ordin, stuful, papura și rogozul apar brusc în categoria furajelor. Apia nu poate să dea plăți pentru pășuni decât dacă fermierii fac dovada că pe pajiștile pentru care cer banii pasc animale sau recoltează plante care pot fi transformate în furaj. De ce ați introdus stuful și papura în categoria furajelor prin ordin de ministru în august? A fost o decizie, acest lucru prin padicultură a fost făcut cu ASASU Academia, care a dat un punct de vedere pentru transpunerea... Ce animale mănâncă stuf sau papură? Furajele sunt pentru toate animalele. Din motive de protecție a mediului, stuful din delta nu poate fi recoltat decât iarna, când ajunge la maturitate. Verificăm cu un văcar dacă animalele mănâncă stuful matur. Ăla de iarnă nu-l mănâncă? Dar nu le place sau nu-i bun? Păi dacă nu-i bun, dumneata mănânce o ciorbă cu alea chioară așa dacă n-are bucat care. Păi nu mănâncă niciun animal stuf sau papură. Cum să nu mănânce? Au fost modificări făcute cu dedicație pentru colegi de partid? Niciodată pentru dedicație. Este hrană pentru animale și avem nevoie sunt de hrană. Sunt firme care beneficiază, care au aceiași acționari. Ministrul invocă un studiu al Academiei de Științe Agricole. Culmea, Academia are la Brașov un institut al pajiștilor, doar că ei n-au fost consultați. O confirmă atât directorul tehnic, cât și managerul general. Modifică articolul 2 litera R, care este în acest ordin 80, tot de Ministerul Agriculturii și bagă aici și pajiștile. Deci suntem și noi luați un pic, așa mai, într-un mod mai surprinzător. Nu acum, când a apărut aceste norme normative. Ați consultat ca specialiști în pajiști? Nu știu, aici n-aș avea comentarii. Ar trebui în mod normal să fim noi primii consultați în momentul în care se bagă o anumită suprafață la acest mod de utilizare. Ambii experți spun că stuful are o valoare nutritivă foarte scăzută, iar stuful, papura și rogozul nici măcar nu figurează în literatura lor de specialitate. Din câte știm, în general, sunt acolo câteva văcuțe și nu sunt foarte bine hrănite cu aceste furaje, fiind, așa cum spuneam, foarte slab încărcate nutritiv, ele pot ajunge în situație să suferă de carențe nutritive. Dar noi acum, dacă începem să folosim această resursă furajeră în condițiile în care în România sunt abandonate pajiști care au o compoziție floristică alta față de stuf, papură sau rogoz, cu altă valoare nutritivă, aproape 1 milion de hectare sunt în abandon. Noi ne ducem și găsim alte resurse furajere când să le folosim pe astea. Octavian Iulius Popa invocă însă alte studii potrivit cărora stuful este plin de proteine. Am finanțat studii internaționale la instituții prestigioase de mediu din Elveția și la institute prestigioase din România. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea, un institut prestigios și în urma rezultatelor studiilor pe care le-am făcut și analizelor chimice pe care le-am făcut tot așa național și internațional, am văzut că cantitatea de proteină din stuf este foarte mare. L-am sunat pe biologul Marian Tudor, șeful Institutului Deltei Dunării. Acesta neagă că institutul său ar fi făcut vreodată studii sau analize despre valoarea nutritivă a stufului. Mănâncă cineva stuf, papură și rogoz? Nu cred că e cazul de așa ceva. N-am văzut ordinul de ministru, ar trebui să întrebați pe domnul ministru. Întreb și pe dânsii, dar vă întreb și pe dumneavoastră. Nu, n-am auzit până acum. Animalele din delta mănâncă într-adevăr stuf, însă nu pe cel matur care face obiectul contractelor, ci stuful tânăr care iese primăvara. Iar asta e o problemă din punct de vedere al mediului. Cert este că vacile din delta Dunării nu mănâncă stuful ăsta crescut. Mănâncă stuf atunci când e crescut primăvara. Practic ăla e startul la creșterea vitelor din delta Dunării. De-aia se incendiază foarte mult în delta și situația a scăpat de sub control. Pentru că iau din ce în ce mai multe vaci, vacile au depășit cu mult capacitatea de suport a deltei Dunării. Tot pentru a lua subvenții, alte grupuri restrânse din delta au crotaliat zeci de mii de vaci oi, pe care de ani de zile le lasă în stabulație liberă, iar acestea ajung inclusiv în zone strict protejate. Din momentul ăsta, nu mai există limită la numărul de vaci, pentru că sunt atâtea sute de mii de hectare de pășune nou înființată pe baza stufărișului, încât poți să ai probabil și 100 de mii de vaci. Vacile sunt cu bani europeni.
Europenii nu s-au gândit niciodată că românii nu vor ține cont de nimic, că vor crește vacile, inclusiv în zone strict protejate. Ei bine, la noi s-a întâmplat. Vorbim de niște bani europeni care vin nu cu rea voință, cu bună voință să se întâmple lucruri bune, iar la noi se schimbă niște lucruri și din ceea ce trebuia să se întâmple bine, observăm că apare un dezastru. Ne întoarcem în Parlament să vedem ce au înțeles deputații. S-au deschis sau nu larg porțile pentru creșterea animalelor în Delta? Ce ar presupune? Ce s-ar întâmpla? Pe teren s-ar întâmpla în felul următor. Acolo unde este prelucrat stuful, să rămână jos o zonă care poate fi exploatată de zona de zootehnie, de animale care merg la păscut. Recoltarea stufului este premergătoare, cumva, redării posibilității de pășunat. Adică intre animale pe zonele... Exact, se recoltează stuful și apoi animalele pot pășuna în zona respectivă. Să vină vaci, oi, să pască acolo. Da, să se poată face zootehnie și să poată extinde... Păi Delta e zonă protejată. Păi este zonă protejată. Evident că toate se fac cu respectarea normelor de mediu. Trebuie știut un lucru. Delta Dunării nu este fermă încă și nu este nici fermă agricolă. Da? Deci dacă noi vrem să facem fermă agricolă, fermă zootehnică din Delta Dunării, trebuie să declarăm asta răspicat și scrie la caietul UNESCO cum se scoate o rezervație din zona asta de listă UNESCO a Patrimoniului Universal Natural. Vine guvernul și zice, noi nu mai vrem să o ținem pentru că nu mai are atributele necesare, la revedere, noi vrem să facem bani cu ea. Delta și oamenii ei au mare nevoie de fonduri, iar paludicultura ar fi o soluție chiar foarte bună. De-a lungul anilor, miliarde de euro au fost anunțate pentru rezervație, dar la fel ca resursele și banii au ajuns de prea multe ori sub controlul celor privilegiați. Subvențiile pentru paludicultură nu au fost încă virate. Aprobarea finală ține de structura centrală a APIA de la București. Secretarul de stat care a transformat stuful în furaj și a semnat ordinul în numele ministrului a fost mutat câteva săptămâni mai târziu în conducerea APIA, cea care dă aprobările. După confruntarea din curtea PSD, i-am explicat unui consilier al ministrului subiectul pe larg, dar și suspiciunile noastre. Ne-a sunat în aceea zi să ne spună că Florin Barbu ne va da un interviu. Se întâmpla într-o luni. Am așteptat, iar la sfârșitul săptămânii, consilierul ne-a anunțat că a uitat să-l mai anunțe pe ministru. În Parlament, amendamentele fără nume și prenume sunt o regulă, nu o excepție. Ele dau naștere unui proces opac de legiferare, în urma căruia, de prea multe ori, resursele și banii destinați oamenilor de rând ajung să fie controlate de cei puțini care au acces la informații și, mai ales, la coridoarele puterii. Mulțumim pentru toate mesajele. Materialele noastre sunt pe știrileprotv.ro la secțiunea România Te Iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!